Salutare tuturor! Astăzi vorbesc despre steaua fixă Pollux, semnificație și ce reprezintă în harta natală. Această stea fixă, Beta Geminorum, este o stea gigantică galben-portocalie cu magnitudinea de 1,14, situată în capul geamănului sudic al constelației Gemenilor. Chiar dacă este clasificată ca fiind steaua Beta a Gemenilor, ea este de fapt mai strălucitoare decât geamăna sa, Castor. Celălalt geamăn, Castor, este cel muritor, pe când Pollux este nemuritor. La 16 iunie 2006 s-a descoperit că această stea fixă Pollux are o planetă orbitală denumită Pollux B. Aceasta este de aproximativ 2 ori mai mare decât Jupiter și are o orbită de 590 de zile. Castor și Pollux au fost cei doi zei ai Spartei din Grecia, fiii Ledei, regina Spartei. Echivalenții lor romani sunt Apollo și Hercule. Pollux, adică Hercule, provine din grecescul Poludeuches, de unde rezultă că el era boxerul, cel care lupta. Pollux era geamănul nemuritor și un călăreț priceput. Când Castor a fost ucis în luptă, Pollux i-a cerut tatălui său Zeus, adică Jupiter, să moară pentru a fi pentru totdeauna alături de Castor. Zeus l-a omorât pe Pollux cu un fulger și a plasat pe gemeni în ceruri sub forma constelației Gemenilor. Pollux era boxerul, iar Castor era renumit pentru priceperea în îmblânzirea cailor. Pollux este una dintre stelele lunare folosite în navigație și în astrologie se deosebește de Castor prin faptul că prevestește eminența și renumele. Pollux se află la 23 de grade și 32 de minute în rac în momentul realizării acestui vlog. Așa că uitați-vă pe harta voastră dacă aveți planete în hartă care sunt la același grad, ceea ce înseamnă că sunt în conjuncție cu Pollux. Care este natura acestei stele fixe Pollux? Este de natura lui Marte. Ea dă o natură vicleană, sprintenă, curajoasă, îndrăzneață, nechipsuită câteodată, dragoste pentru luptă, la propriu. Uneori, Pollux se numește Hercule, la greci, da? Iar simbolic se numește un judecător fără inimă. Pollux a fost totdeauna considerat că prevestește eminența și renumele, dar poate indica și o natură crudă, nechipsuită, cu o înclinație spre a folosi foarte bine otrăvurile. Energia lui Marte poate fi extrem de valoroasă în domenii precum războiul, afacerile și politica. Acolo se duce o luptă, nu? Este băiatul cel rău față de fratele său, Castor. Această stea brutală și tiranică, dacă se află în conjuncție cu soarele sau luna, cu ascendentul sau mijlocul cerului, sau chiar cu maleficii Marte și Saturn, așa cum Marte are părțile sale bune, dacă energia pe care o creează este canalizată într-un mod constructiv, așa și Pollux nu trebuie considerat absolut întotdeauna ca fiind nefolositor sau periculos. O stea prost plasată s-ar putea manifesta altfel, nu prin faptul că nativul îi folosește greșit energia, ci prin faptul că alții îl înșeală pe nativ. O conjuncție de stele fixe nu este neapărat responsabilă de o anumită acțiune sau eveniment. Trebuie studiate elementele structurale din întreaga hartă natală. Conjuncția ar indica necesitatea de a fi atent, dar nu se poate deduce că de aici rezultă ceva total negativ. Nu trebuie să judecăm aspectele cu stelele fixe sau cu orice altceva de pe cer într-o variantă extremă, adică foarte bun sau foarte prost. Proeminentă într-o hartă, această stea poate arăta cu siguranță aptitudinea de a intra în lupte, dar într-o situație bine configurată, denotă și o putere de pătrundere în plan mental,
Să vorbesc puțin și despre constelația gemenilor. Se spune că această constelație provoacă necazuri, boală, pierderea averii, suferință și pericole. Ce născuți în această constelație vor fi vicleni, în sensul bun al cuvântului. Printre ei se pot număra scriitori, matematicieni, astronomi, înțelepți și celebri, pentru că le merge bila, cum se spune. Acești nativi excelează în jocuri, le place să joace, pasionează filozofie, astronomie, pot fi mărinimoși, dar câteodată violenți, mai ales dacă sunt provocați. Astrologii moderni atribuie gemenilor următoarele caracteristici: inteligență, intuiție, neliniște, lipsă de încredere, curiozitate, lipsă de perseverență și inteligență, poate câteodată dusă la extrem sau folosită într-o variante extreme, în situații extreme. Astrologii clasici spun că gemenii urmează profesiile de regi, matematicieni, profesori, vânători, dansatori, muzicieni, pictori și croitori. Cei moderni spun că pot fi jurnaliști, romancieri, conferențiari, lingviști, călători, comercianți și buni studenți. Această constelație stăpânește mâinile, brațele, umerii. Conjuncțiile lui Pollux cu planetele din harta natală. Conform naturii sale, această stea poate să inducă brutalitate, violență, dacă se află în conjuncție cu Soarele, Luna, Ascendentul sau cu Maleficii. Când steaua Pollux e la Ascendent, poate da risc de orbire, răni la nivelul feței sau intervenții chirurgicale la nivelul feței, risc de închisoare și onoare sau succes, dar efemer. Bogăție, putere, curaj, generozitate, ascensiune, succese marțiale, adică când luptă, da, pentru ceva. Risc de tăieturi, răni, accidente, dureri de cap, febră și, la nivel extrem, violență. Poate aduce și câștiguri și prestigiu, cu aspecte, alte aspecte care se adaugă la această poziție a lui Pollux, la ascendent. Când Pollux este la descendent, poate aduce situații conflictuale în parteneriate și relații. Când este pe mijlocul cerului, poate aduce onoare, dar pericol de cădere în disgrație și ruină, în funcție de comportamentul nativului. Succes în comerț și în activități marțiale, brutalitate și violență în manifestarea nativului. Pollux, în conjuncție cu Soarele, aduce interese pentru domenii oculte, accidente, naufragiu, asasinat, boli, afecțiuni extreme, febră, afecțiuni care afectează stomacul, dispoziție rea. E, aici dispoziția rea era o formă de a spune tendințe de homosexualitate. Mă rog, că pe vremuri chestia asta părea așa ceva extraordinar, da? Bogăție și onoare, dar ruină la final. Răni la cap sau în zona feței, certuri, violențe, închisoare pentru delapidare. Parcă vorbește de politicienii noștri. Așa, moarte violentă. În conjuncție cu Luna, Pollux aduce ura mulțimilor, reavoință față de femei, pericol din partea hoților, moarte violentă, putere, mândrie, răni în zona feței. Vedeți că zona feței e la mare angajament aici. Vedere defectuoasă sau orbire, mai ales dacă Marte sau Soare sunt în cuadratură în berbec. Dacă Marte sau Soare sunt în cuadratură din balanță, pericol de accidente și de probleme juridice sau matrimoniale. Și dacă stă în opoziție în Capricorn cu acest stea fixă și cu Luna, pericol pentru onoare și reputația mamei. Dacă Marte este în conjuncție, moarte prin sufocare, nec sau asasinat. Dacă Marte este cu altă stea fixă, Arcturus în casele 1 sau 7, 9, 10 sau 11,
moarte prin sufocare. Oh, așa un optimism feroce cu steaua asta fixă. Pe vremea aia, oamenii erau mult mai violenți și viața era mult mai grea. De-aia se pune accentul pe toate nebuniile astea. Acum, chiar dacă ne plângem noi că e viața grea, de fapt, noi trăim într-o zonă de confort dacă ne comparăm cu cei din vremurile trecute. Pollux în conjuncție cu Mercur poate aduce minte dezechilibrată, ocupație nepopulară, dar foarte specifică, probleme cu tatăl sau cu rudele, certuri domestice, anxietate, pierdere de terenuri și proprietăți. În conjuncție cu Venus poate aduce pasiuni puternice, dar instabile, pericol de seducție pentru în cazul în care nativul este femeie, pierderi prin femei, așa, pericol de otrăvire, na, romantic. În conjuncție cu Marte, violență, moarte violentă prin sufocare, în nec, dacă e și luna acolo. Probleme la sistemul digestiv pot aduce intervenții chirurgicale la nivelul stomacului. Da? În conjuncție cu Jupiter, poate aduce pierderi legale, pierderi în justiție, pericol de disgrație, probleme în relațiile cu rudele, exil sau închisoare. În conjuncție cu Saturn, poate aduce un temperament dezechilibrat, amărăciune, sarcasm, pierderea unui membru, braț sau picior, pierderea părinților sau, în cazul prin intermediul părinților, vitregi, mult ajutor din partea unui prieten, lipsă de educație, curente, probleme atunci când are de-a face cu cai sau cu animalele mari. Conjuncție cu Uranus, interese oculte, capacități psihice, egoism, mândrie, vanitate, succes în activități legate de guvernare, căsătorie armonioasă la vârstă mijlocie, favorabilă pentru copii, dar sfârșitul vieții nu e atât de favorabil, probleme la nivel digestiv, dar cauza, rădăcină, este o problemă psihică. În conjuncție cu Neptun, aduce o natură schimbătoare, multe călătorii, talente în a învăța limbi străine, mulți prieteni influenți, parteneriate potrivite, posibilă căsătorie cu un partener din altă țară, o posibilă ocupație legată de explorări, călătorii, accidente minore. În conjuncție cu Pluton, poate aduce intensitate emoțională, comportamente care nu fac bine nici nativului și nici celor cu care el interacționează. E nevoie de o detoxifiere emoțională periodică, pentru că are tendința să strângă tot felul de frustrări, nemulțumiri, în loc să le folosească, să le ducă în exterior, le bagă așa într-un sac în interior și se adună prea multe. În conjuncție cu nodul Nord, Pollux aduce, indică oameni care trec prin diverse situații, care îi pot distruge sau poate să îi facă mai puternici în urma unei experiențe extreme. Puterea câștigată e bine să fie folosită corect și să nu-i afecteze pe cei din jur. În conjuncție cu nodul sud, poate aduce experiențele din trecut care pot lăsa traume pe care nativul e nevoie să le înfrunte, să le vindece sau măcar să le folosească în sens constructiv. După cum știți, sunt mulți oameni care în urma unei suferințe de orice fel au ajuns să creeze ceva minunat în viața lor și să rămână în memoria celorlalți. Bine, sunt și ceilalți care n-au reușit să treacă prin această provocare. Persoane celebre cu Pollux proeminent în harta natală. De exemplu, Pollux în conjuncție cu ascendentul. Vincent van Gogh, știți că l-am dat, a avut-o în urma unei dispute, i-a fost tăiată o ureche. Acum nu știu dacă i-a tăiat-o cineva sau și-a tăiat-o singur, că în ambele situații e valabil. Salvador Dali,
Meghan, ducesa de Sussex. Mijlocul cerului în conjuncție cu Pollux. Jeffrey Dahmer, un celebru criminal, s-a făcut și un film pe tema asta, cred că îl vedeți pe Netflix. J.F. Kennedy, care știți cum a sfârșit. Descendentul în conjuncție cu Pollux, Anthony Hopkins. Elisabeta a doua, partea norocului în conjuncție cu Pollux, Monica Lewinsky, Pablo Escobar, Marie Antoinette. Soarele în conjuncție cu Pollux, Henric al VIII-lea, Steve Forbes. Luna în conjuncție cu Pollux, Conor McGregor, Roman Polanski, Courtney Love. Mercur în conjuncție cu Pollux, Julian Assange, O.J. Simpson, Monica Lewinsky. Venus în conjuncție cu Pollux, Benito Mussolini, Jean-Benet Ramsey. Marte în conjuncție cu Pollux, Karl Marx, Lionel Messi, Stephen King. Jupiter în conjuncție cu Pollux, Frida Kahlo, John Wayne Bobbitt, Jimi Hendrix. Saturn în conjuncție cu Pollux, Michelangelo, Donald Trump, Marchisul de Sade. Uranus în conjuncție cu Pollux, Elisabeta I, Bruce Willis, Henry Matisse, Oprah Winfrey. Neptun în conjuncție cu Pollux, Alan Turing. Pluton în conjuncție cu Pollux, Yoko Ono, Donald Rumsfeld, Roman Polanski, Warren Buffett, Ted Kennedy, Elizabeth Taylor, Manuel Noriega. Nodul Nord în conjuncție cu Pollux, Hugh Hefner, Frida Kahlo, Elisabeta II, Britney Spears și Johnny Depp. Nodul Sud în conjuncție cu Pollux, Oprah Winfrey, Kirk Douglas. Tot în tradițiile marilor și vechilor civilizații se spune că această constelație, și în analogie cu ea și prin extensie axa gemen-săgetător, guvernează lumea dispărută a Lemuriei, odată cu dispariția continentului Mu. Urmașii direct se pare că sunt chinezii, vietnamezii, coreenii și într-o oarecare măsură japonezii, care reprezintă particularități distincte față de tot restul actualei populații de pe Terra. Așa cum este și ușor de observat, cultura, civilizația și spiritualitatea Asiei și a extremului Orient diferă aproape în totalitate de cultura noastră occidentală, vestică. În descriere aveți cărți recomandate privind stelele fixe. E adevărat că nu sunt în limba română, dar Asociația Astrologiei din România a tradus acum câțiva ani cartea lui Vivian Robson, Stele fixe și constelații în astrologie. Așa că vă las link-ul, puteți să comandați cartea. E adevărat că dacă nu aveți o bază astrologică, de cunoștințe astrologice la nivel minim sau mediu, nu o să înțelegeți mare lucru din cartea respectivă. De aceea ar fi bine să faceți un curs de bazele astrologiei. Așa că vă las link și despre cursul de astrologie elenistică pentru începători. Ne vom întâlni și împreună să exersăm, să facem multă practică. Aveți și materiale video scrise în format PDF. Deci aveți de unde să învățați, important e să vă doriți. Așa că până data viitoare vă doresc numai bine. La revedere!